Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la prognoza meteo. Vremea va continua să se răcească, devenind rece pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, temporar noros în cursul zilei și seara când izolat va ploua. Vântul va sufla slab la moderat, cu intensificări temporare ziua. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13 și 15 grade, iar cele minime între 1 și 3 grade. Dimineața izolat se va semna la bruma. Pentru municipiul Zalău, Administrația Națională de Meteorologie a prognozat o zi instabilă, unde maxima a ajuns la 14 grade în miezul zilei, iar la noapte minima se va opri în jurul valorii de 1 grad. Mâine, meteorologii anunță avers în cele 4 orașe ale județului Sălaj. În Șimleu, Silvaniei, temperatura maximă va ajunge la 13 grade în miezul zilei, iar noaptea minima va scădea la 1 grad. Temperaturi asemănătoare vom avea și în municipiul Zalău, unde, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maximele vor atinge 13 grade în miezul zilei, iar minima va coborî la 1 grad. La fel va fi și în Jibou și Cehul Silvaniei, unde maximele vor atinge tot 13 grade ziua, iar noaptea temperaturile minime vor scădea până la 1 grad. În zilele care urmează, vremea va continua să se răcească, devenind rece pentru această perioadă. Temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 13 grade Celsius. Miercuri vom avea parte de vreme instabilă. Maxima va atinge 13 grade în timpul zilei, iar noaptea minima va scădea la 1 grad. Joi, temperaturile vor fi puțin mai ridicate. Maxima va ajunge la 20 de grade în miezul zilei, iar noaptea minima se va opri la 12 grade. În cursul zilei de vineri, maxima se va situa în jurul valorii de 21 de grade, iar noaptea temperatura minimă va coborî la 14 grade. Sunt Ioana Holhoș și vă aștept și la următorul buletin informativ cu noi informații despre vreme. Mai multe detalii legate de prognoza meteo puteți găsi și pe site-ul nostru www.selăjeanul.ro. La revedere!